ce să zic, sunt clipe care probabil le trăiești rar în viață, m-am întors acasă, cum de altfel scrie și pe șarfa care mi-au făcut-o și am avut o surpriză, nici nu știu dacă pot să o numesc surpriză, fiindcă din ceea ce vedeam din exterior că se întâmplă la Rapid, de data asta am ajuns aici și am văzut, cred că fără să laud pe cineva, am găsit un club extraordinar de bine structurat în toate segmentele, cu oameni care își fac treaba pe fiecare palier și ceea ce unui antrenor îi dă liniștea de a lucra și de a se ocupa doar de ceea ce înseamnă parte tehnică și de a pregăti echipa, într-un final rezultatele să fie pozitive. Mă bucur, este una dintre, ieri de fapt a fost una dintre, și astăzi că sunt în fața dumneavoastră, una dintre cele mai frumoase zile din viața mea, din cariera mea, din viața mea profesională, fiindcă ajung la clubul care îl iubesc, clubul care l-am slujit, unde am trăit cele mai mari performanțe ca în jucător și nu mi-am ascuns niciodată această dorință de a performa și ca antrenor. Mai multe, cred că nu sunt de spus, cuvintele sunt de prisos în momentul de față. Îmi doresc din suflet ca rezultatele să vorbească și asta e cel mai important, fiindcă de foarte multe ori vorbim mult și facem puțin. Cam asta este o sintagmă și s-a întâmplat în ultimul timp la noi în țară. Eu încerc să vin alături de acești oameni care sunt foarte bine pregătiți și le mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Șucu, îi mulțumesc domnului Angelescu, fiindcă n-a fost ușor și eu tot timpul am scos în evidență lucrul ăsta, să țin un club de fotbal este extraordinar de greu. Pe Viu îl cunosc foarte bine, am fost colegi, l-am și antrenat într-o perioadă scurtă. Cred că avem tot ce ne trebuie pentru a face performanță. Din momentul de față, rezultatele vor vorbi. Eu vreau să vorbesc mai puțin decât la conferințele de presă și mai mult să vorbesc pe teren, împreună cu staff-ul, cu băieții pe care astăzi îi voi cunoaște. Este un timp foarte scurt, e adevărat, dar nu trebuie să ne creăm alibiuri, nici eu ca antrenor, nici jucătorii, și să scoatem maximum de ceea ce putem până la, din cele două meciuri, până la perioada de acele două jocuri ale echipei naționale, până la acea perioadă când va trebui să avem o pregătire centralizată și să ne cunoaștem mai bine și să punem la punct partea fizică. Bună dimineața! Încep cu domnul Șumudică. Cum este reîntoarcerea în Giulești după atâția ani, că a durat ceva mult, a fost așteptarea grea, și care sunt obiectivele lui Marius Șumudică în cel mai scurt timp? Ce trebuie să realizați ca să redresați corabia? Mă repet, este o senzație unică, ca și când te întorci după o lungă perioadă care lucrezi în străinătate, te întorci în sânul familiei, te simți bine alături de cei cu care lucrezi și alături de suporteri, alături... Deci trebuie să înțeleagă toată lumea că suntem un tot unitar, fiindcă singur nu poți să răzbați. Iar fiecare să-și facă treaba pe segmentul lui. Aceasta este mentalitatea conducerii pe care am agreat-o. Ultimii 7 ani eu am fost plecat din țară, am activat în străinătate, cu excepția 7 etape care am fost la CFR Cluj. Găsesc un club, am mai spus-o, bine structurat. Nu mai există scuze nici din partea staff-ului, nici din partea jucătorilor, nu trebuie să existe scuze, trebuie să existe o accesiune. Și asta pică pe umerii mei. Cu siguranță o să-l vedeți pe același Șumudică în sensul de agresivitate, de motivație, de ceea ce înseamnă relația cu jucătorii și sper ca
într-un final, rezultatele să fie cele pe măsură. Referitor la ce m-ai întrebat de obiectiv, am stabilit cu finanțatorul principal. Obiectivul meu este calificarea echipei în play-off-ul, în primele șase în play-off, după care vom vedea. În opinia mea, fiindcă am această experiență cu Astra, am intrat de două ori în play-off și în momentul în care începe play-off-ul este un alt campionat. Dar noi trebuie mai avem 24 de jocuri, în care din cele 24 să facem maximum ce putem scoate din aceste 24 de puncte, din aceste 24 de jocuri, ca la finalul acestui calup de 24 de jocuri să ne aflăm în primele 6. După care începe un alt campionat și putem face o nouă conferință de presă și să vorbim atunci despre nouă obiectivi. Discuția pe care eu am avut-o cu domnul Șucu, am și relatat-o în presă și am spus că la momentul respectiv, domnul Șucu mi-a transmis că a plecat pe un drum, se înțelesese și este omul care cred că dacă promite face lucrul ăsta. Momentul în care a vrut să mă cunoască și să dezvoltăm un pic acest domeniu și subiectul fotbal și să vorbim, să vedem ce a vrut să mă cunoască probabil profesional și ca om, eu știu, nu știu, dânsul știe mai bine, am avut o discuție din punctul meu de vedere de fiecare dată, de fapt mai multe discuții au fost constructive și mie mi s-a spus de la început, din prima întâlnire, că dânsul a plecat pe un drum și anume de a angaja un antrenor străin, după care va veni ziua când și eu voi antrena Rapidul. Deci este clar și ăsta este adevărul, purul adevăr. Am și relatat în presă lucrul ăsta, nu știu. Bără. Pentru domnul Șumudică, dacă se simte dorit acum, și mă refer aici și de conducere, și mă refer și la suporteri, pentru că au fost niște bannere la ultimul meci și chiar vreau să vă întreb dacă ați fost supărat, nu știu, dezamăgit de acele bannere. Mi-am face plăcere că vă revăd după atâta timp și arătați la fel de bine, toate și toți. Îmi face plăcere după 7 ani de când nu v-am mai văzut doar așa pe aeroport, de câte ori plecam sau probabil când mă întorceam. Eu azi noapte am dormit 3 ore, adică în afară că am muncit și am încercat să fac conexiune în tot ceea ce înseamnă staff-ul meu, la care eu nu am renunțat niciodată și încă o dată țin să-i mulțumesc domnului Șucu, fiindcă am găsit un club profesionist care mi-a acceptat să vin cu staff-ul meu și într-un final să lucrez cu acei oameni care eu lucrez de 10-12 ani și care împreună am făcut rezultate. N-am dormit, cred că 2-3 ore am pus geană pe geană, fiindcă de fapt de 2 nopți se întâmplă lucrul ăsta, fiindcă este ceva care am așteptat, mi-am dorit foarte mult și uite că s-a realizat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul finanțatorilor, la toată lumea s-a realizat a devenit realizabilă această oportunitate care s-a ivit, una la mână. În al doilea rând, referitor la acele bannere, eu îmi cer scuze suporterilor dacă în anumite momente am greșit față de ei, probabil dorindu-mi foarte mult să ajung aici și dragostea pentru Rapid te face să și greșești. Eu n-am văzut niciun mesaj jignitor la adresa mea. Au fost niște mesaje sustrase, să zic așa, din context, din unele declarații pe care eu le-am dat la anumite momente. Dacă eu am greșit, îmi cer scuze dacă am jignit, dar eu niciodată n-am jignit niciun suporter rapidist și nu o voi face, fiindcă este familia mea și suntem familia. Aici suntem o familie, nu o voi face cu niciun colaborator sau cu ceva de genul ăsta. Probabil voi mă percepeți așa, ca un om mult mai impulsiv și un om care, da, eu mă transform doar când intru pe teren. Când ies de pe teren, nu sunt devin altceva, dar când intru pe teren, trebuie să-ți faci treaba, fiindcă de aici îți câștigi pâinea și rezultatele sunt ceea ce trebuie să îți dea identitatea de antrenor și identitatea și imaginea acestui club. Deci e clar. Eu ce pot să le transmit suporterilor, că din punctul meu de vedere nu am niciun fel de problemă cu absolut nimeni. Știu că sunt și în orice domeniu și sunt oameni care te plac, oameni care nu te plac. Dar eu nu am niciun fel de problemă cu absolut nimeni și sunt ferm convins că împreună vom ridica Rapidul acolo unde este locul. De fapt, este targetul meu. În momentul în care nu voi face lucrul ăsta, eu nu îl voi aștepta pe domnul Șucu să-mi spună Șumudică, du-te. Nu, voi pleca eu. Vă spun în fața
dumneavoastră și mi-au acest angajament că în momentul în care eu nu realizez obiectivul, eu nu voi aștepta ca domnul Șucu să-mi spună Șumudică că din momentul ăsta nu mai lucrăm împreună, fiindcă eu am venit aici nu neapărat. Sunt două lucruri distincte, să zic așa. Nu. Am venit în primul rând nu neapărat că au trecut 6 etape și rezultatele nu sunt. Am venit din dragoste și am venit să fac rezultate. Dragostea o lăsăm deoparte la un moment dat. Rezultatele vorbesc. Iar în momentul ăla eu voi fi primul care voi ridica mâna și îmi voi vedea de treabă, înseamnă că nu sunt compatibil cu acest club, cum cred că trebuie să facă toți în fiecare domeniu în care activează. În momentul în care n-ai rezultate, trebuie să te duci pe alt drum. Ați primit multe mesaje? Am telefonul blocat. Pe cuvântul meu de onoare, am telefonul blocat, WhatsApp-ul mi-a căzut. Numai, pe cuvânt, nu, serios, nu exagerez nimic. Și de la rivali? L-am închis. De la rival am primesc non-stop de la rival, dar nu le iau în calcul, nu are nicio legătură. V-a felicitat și domnul Gigi Becali pentru... Nu, cu domnul Gigi Becali, cred că în ultimul an am vorbit de două ori, nu avem... Ok, îl respect, nu am nicio problemă, respect toți conducătorii de club de la celelalte, sunt competitori. Spunea domnul Mihai Stoica că ar fi preferat să mai rămână Lenul. Asta a spus-o de la început și dânsul și domnul Becali, dar nu este problema mea. Eu n-am nicio problemă cu trecutul. Nu, eu nu știu dacă trebuie privit așa. Eu n-am nicio problemă cu ceea ce afirmă ceilalți și ceea ce... Nu, v-am mai spus încă o dată. Vreau să mă concentrez pe ceea ce am de făcut aici. Nu vreau să răspund nimănui. Nu vreau să răspund nimănui. Mă bucur dacă oare au oarecare teamă, înseamnă că există valoare, dar nu vreau să discut nici despre ce a fost în trecut și nu o să mă auziți niciodată, indiferent de rezultatul de la Iași sau rezultatul de la Craiova, ce se va întâmpla. Eu sper să fie pozitive aceste două rezultate. Nu mă veți auzi niciodată că voi ieși să vorbesc despre ce s-a întâmplat în trecut și că domnul Lenul a greșit, ca să încheiem acest subiect de la început. Nu este problema. Ok, din momentul de față domnul Lenul a plecat, în momentul de față îl judecați sau îl lăudați pe Șumudică. Asta este un primul lucru care vreau să vi-l spun. Și în al doilea rând, în momentul în care câștigăm, câștigăm cu toții. În momentul în care pierdem, pierdem cu toții. Asta înseamnă familie. Și eu fac parte din această familie. În relația mea cu jucătorii, în momentul în care ei câștigă, ei sunt pionii principali, fiindcă ei sunt actorii, ca la o piesă de teatru. Eu sunt în spatele perdelelor, să zic așa, cu scenografia. Mai departe, în momentul în care pierd, nu o să mă auziți că o să acuz pe nimeni, pur și simplu totul o voi lua asupra mea. Șumi, te doare sufletul să vezi Rapidul acolo? Ok, au trecut 6 etape. E clar că nu e rezonabil ceea ce s-a întâmplat. Nu pot să accept să văd Rapidul acolo unde este. Dar încă o dată spun, sunt 24 de etape în față, trebuie să scot maximum din aceste 24 de etape, ca să ajungem în primele 6. Deci e clar, este o poziție care nu ne onorează. Nu ne onorează. Pe mine, cel puțin ca antrenor, dacă eram antrenor, nu mă onora. Și e clar că probabil și eu aveam probleme. Dar din punctul ăsta de vedere, probabil de-aia am fost adus, ca să ajut și să scot Rapidul din momentul în care se află. Și cu siguranță, cred că împreună cu ceilalți, cu jucătorii, o să încerc să-i cunosc și eu. E timpul foarte scurt, o să am discuții individuale cu ei și sunt fer convins că ne vom ridica. Nu știu dacă ați văzut, campionatul e foarte strâns. E foarte strâns. O victorie sau două meciuri legate, imediat am văzut, citeam la o televiziune că o victorie de afarului i-a ridicat 8 locuri sau 7 locuri sau ceva de genul ăsta. Sau de ce n-am putea și noi să câștigăm la Iași? De ce nu putem să câștigăm la Iași? Care e problema? Că Iașu a câștigat pe Ghencea cu FCSB-ul sau nu? Nu, Rapidul trebuie să mergem la Iași și să abordăm jocul la victorie. Eu până asta le transmit jucătorilor deja acest obiectiv al meu. Dacă vom putea, bine. Dacă nu vom putea, iară bine. Dar eu nu pot să concep să pregătesc un meci la egal sau să mă duc să mă apăr sau ceva de genul ăsta. Nu, Rapidul trebuie să joace fotbal. Și ăsta e primul target al meu. Rapidul să joace fotbal. De câți jucători ai nevoie? Asta este problema noastră de bucătărie internă și pe care o vom discuta. Nu-mi place să vin în fața presiei să-mi spăl lucruri, să spălăm rufele în fața dumneavoastră. E clar că vom avea discuții, vom vedea,
deocamdată nici n-am avut timp să discutăm foarte mult despre aceste lucruri, fiindcă în două zile jucăm. Nu știu dacă ăsta este subiectul principal. Subiectul principal este jocul de la Iași, după care vom avea timp să analizăm și vom vedea ce vom face. Dar nu am venit la Rapid să pun condiții, să-i spun domnului Șucu, lotul nu este ok, vreau 3 jucători sau vreau 5 jucători sau vreau nu. Nici nu m-a interesat, credeți-mă că nici nu m-a interesat contractul, nici nu m-a interesat, adică nici pe mine, nici pe dânsul, nu cred că negocierile au durat 5 minute, nici nu am dat mâna și asta înseamnă încredere și mai departe. Nu s-a pus problema transferurilor deocamdată. E clar că probabil va fi nevoie să facem niște transferuri, dar deocamdată nu sunt genul de om care să vin și să spun astea sunt condițiile mele, trebuie să-mi aduci 3 jucători, 5 jucători ca să performez. Nu, un antrenor trebuie să performeze în primă fază cu ceea ce are la dispoziție. Eu niciodată unde m-am dus am încercat să iau români. Sau unde m-am dus am încercat nu eu să aduc jucătorii ca după aceea să las clubul încărcat cu jucătorii respectivi. Că antrenorul este primul care pleacă. Un jucător semnează 2-3 ani, sper să nu mai fiu eu primul care plec și sper să stau mult timp aici în Giulești și să plece alt jucător și să rămân eu în decursul unui timp. De acum vom avea timp să discutăm și v-am spus, principalul obiectiv este jocul de la Iași. Da, a fost un lucru. Da, să ies în grădină și să vizitez o casă superbă pe care o deține și m-am plimbat puțin până în curte și mi-am dat seama că este, serios, este cea mai frumoasă casă pe care am văzut-o în viața mea și credeți-mă că am văzut foarte multe case. Atâta tot i-am cerut domnului Șu. Dacă ce? Nu, n-are nicio... N-are nicio legătură. E clar că nu pot să achiziționez o astfel de casă. Nu, dar practic am rămas impresionat. Pentru mine era ca un muzeu. Și, dar nu... Asta a fost ca o glumă, așa, ca o paranteză. Din punct de vedere profesional, nu i-am cerut absolut nimic decât încredere și... Încredere. Da, încredere. Decât încredere și... M-a surprins cu o simplă întrebare, să fiu sincer. Și hai, acum... Da. Zici, care sunt temerile tale în momentul de față în a veni la Rapid? Adică să abordezi așa un antrenor este un lucru care eu nu m-am întâlnit și am lucrat cu mulți patroni în fotbalul românesc, credeți-mă. Am lucrat cu mulți patroni, am de la Copos, Porumboiu, Nicolae, de la Astra Nicolae la Brașov și nu mai stau să enumăr. Am lucrat cu foarte mulți. Deci, practic, de aceea am închis-o în 5 minute. Poftim? Temerile mele? Nicio temere. N-am avut. Din moment ce sunt aici în fața dumneavoastră, ce? Dacă exista vreo temere, nu mai mă aflam aici. Domnule Șumudică, în calitate de analist, ați criticat câțiva dintre jucătorii Rapidului. Veți avea discuții cu ei, să-i faceți să înțeleagă anumite lucruri sau că n-aveți nimic cu ei, a fost doar o critică. Sau cum veți gestiona situația cu ei? Cred că am practicat aceeași meserie care o aveți și voi, nu? Și în calitate de analist am vorbit ceea ce am văzut la momentul respectiv. Eu n-am criticat jucătorul în speță, eu am vorbit de ceea ce a dat în cele 90 de minute. Eu nu stau acum să analizez transferurile sau ceva de genul ăsta, nu sunt omul care să vin. Eu trebuie să ajut. În momentul de față am fost adus aici să ajut și de aceea v-am spus că vor urma și niște discuții individuale. Și eu peste tot, în afară de o singură echipă în cariera mea, care a fost Vazluiu și care avusese o echipă mult mai bună până să ajung eu acolo, toate echipele pe care le-am preluat, dacă veți vedea în CV-ul meu, toate echipele au urcat. Niciuna n-am lăsat-o mai jos de locul de unde am preluat-o. Și atunci sunt ferm convins că și jucătorii împreună cu mine vor beneficia de acest sprijin și performanțele vor fi pe măsură. Vom aduce plus valoare. Acum, eu nu stau să mă plâng, n-am timp să mă plâng că nu-mi place de X, nu-mi place de Y. Oriunde în viață și în inima mea nu se poate împărți în 26 de compartimente, să zic așa, vorbind lotul de jucători. Ai sensibilități, ai sentimentalisme, îți plac unii jucători, unii sunt mai... Dar trebuie să fii atât de echilibrat încât să nu arăți și să scoți ce este mai bun ca într-un final Rapidul să aibă de câștigat.
Domnule Șumudică, m-aș întoarce la subiectul acelor bannere apărute în peluză. Nu, vreau întreba... să-l închidem, că nu mai are rost. V-am spus, v-am explicat la momentul respectiv și am spus exact ceea ce... Știți, era, mi-aduc aminte, era o vorbă, zice, cum e rapidistul când se supără. Luni și marți se decide să nu mai vină pe Giulești, dar de vineri, zice, e boală veche, hai rapid și mă întorc înapoi. Deci toată lumea poate să aibă momente din brigada aceea. Dacă ați apucat să vorbiți cu cineva dintre membrii brigăzii, dacă aveți în plan acest lucru. Eu... Voi sunteți mai bine informați ca mine. Vedeți? Atunci de ce îmi puneți întrebare? Domnule Șumudică, s-a tot vorbit de Cristi Săpunaru în ultima vreme. El are o problemă medicală, poate va efectua și un RMN. Va re-reveni Cristi Săpunaru om de bază la Rapid sub conducerea lui Marius Șumudică? Ține numai de el. În momentul de față, Cristi Săpunaru are un angajament cu clubul din postura de jucător profesionist. Vom vedea. Vreau să vorbesc și eu, nu m-am întâlnit cu el încă, astăzi mă voi întâlni, vreau să văd, vreau să vorbesc, am vorbit cu doctorul, am luat legătura doar telefonic, astăzi ne vom vedea și vom vedea ce se întâmplă pe viitor. Eu sper ca, din punct de vedere medical, Cristi să-și revină cât mai repede, fiindcă Rapidul are nevoie de el. Și sunt fer convins că împreună îl cunosc foarte bine, l-am și luat cu mine în Turcia, deci avem o relație specială. Și face parte din această familie și trebuie să înțeleagă că este un pion de bază în cabină. Deci în momentul când el intră în vestiarul Rapidului, trebuie să îi facă pe ceilalți să respecte cele două culori al vișinii. Deci este clar. Pentru mine este mâna mea dreaptă în vestiar. Bine, cu respectul de rigoare, eu sunt antrenor, el este jucător, este capitanul echipei. Și vom avea o relație normală de profesionalism, din care beneficiile să fie doar rezultatele. Domnule Șumudică, au apărut mai multe voci în spațiu public care vă acuză, să zic așa, că nu ați fost fair în momentul în care ați preluat Rapid. Adică ați criticat antrenori, că v-ați fi autopropus. Aveți un răspuns pentru acești oameni care consideră că nu ați fost tocmai fair play în momentul în care v-ați dori să ajungeți la Rapid? Deci, încă o dată, vreau să închei acest subiect și este ultima oară când răspund din respect pentru voi, că v-ați deplasat aici și din respect pentru clubul pe care reprezintă în momentul de față. Atâta timp cât a fost analist la un post TV, eu nu am criticat niciodată, nu am vorbit despre persoana domnului Lennon sau despre antrenorul Lennon. Eu nu am vorbit. Eu am vorbit pur și simplu despre jocul la momentul respectiv al echipei respective. Cum am vorbit despre jocul fiecărei echipe. Era jobul meu, mi l-am respectat, am fost apreciat, drept dovadă, cred că și cifrele mi se transmiteau, era o emisiune vizionată și se uita toată lumea și tot ceea ce am spus într-un final a fost ok, dar încă o dată fără insulte și doar o analiză strictă din postura unui analist TV. Atât. Din momentul de față, eu devin antrenorul echipei. Probabil și eu voi fi în bătaia puștii, nu? Așa e normal. Și cu asta închei. Adică nu vreau să răspund, nu vreau... Lumea, în orice domeniu am mai spus-o, ai și oameni care te plac, ai și oameni care nu te plac. Dar important este ca unde activezi să-ți faci treaba și în momentul în care s-au terminat cele 24 de ore, fiindcă dacă cineva crede că la fotbal lucrezi doar 2 ore, se înșeală. Adică se înșeală amarnic. La mine nu există așa ceva. Deci la mine și la staful meu nu există așa ceva. Eu recunosc și aici îmi fac mea culpa, să zic așa, de foarte multe ori eu mi-am pus familia pe planul 2 și pe primul plan a fost fotbal. Dar mie fotbalul mi-a dat tot și eu încerc să dau fotbalului tot. Și atunci cu asta am încheiat, rezultatele vor vorbi și atâta tot. Mai departe, contestatari, oameni care te apreciază. E treaba fiecărui. Da. Am păstrat pe Roberto, preparatorul fizic, care va lucra cu preparatorul meu fizic. De fapt, vor fi doi preparatori fizici. Ciprian Moscu este preparatorul fizic. Petre Cristian și Gabi Margarit, asistenții mei, plus un asistent turc, Şenör Gen Turk, care eu lucrez cu el de 8 ani de zile.
În continuare, Hotoboc a rămas antrenor cu portarii și analiz video Marius Șumudică, băiatul meu, care a lucrat cu mine tot la fel de 7 ani, este plecat cu mine și lucrează cu mine de când s-a lăsat de fotbal de la Rapid. De la Rapid s-a lăsat de fotbal și din momentul ăla lucrează cu mine ca analiz video peste tot. Pentru Andrei Ivan există un interes? Da, există și pentru Andrei Ivan. Sunt anumite discuții și în acest punct de vedere. După ce vom analiza mai mult acest lucru, vom vedea ce se va întâmpla. Vom discuta cu Marius, să vedem și doleanțele lui, ce intenționează, ce preferă și vom lua o decizie. Domnule Șumudică, pentru Florin Niță există vreun interes? În momentul de față suntem acoperiți. La ceea ce înseamnă... În momentul de față, scuze. În momentul de față m-am dezobișnuit. În momentul de față suntem acoperiți la această poziție. Eu niciodată n-am făcut diferențe. Există portarul care a fost adus de la Dundee și care a lucrat cu Neil Lennon, dar pentru mine acesta nu are nicio relevanță atâta timp cât este profesionist și își face treaba și apără foarte bine. Este a Ioani și mai avem un băiat Bogdanel care crește și este alături de noi. Sunt trei portari în care eu am încredere și în momentul de față, din păcate pentru Florin, care este un caracter deosebit și eu l-am avut anul trecut la Gaziantep, un băiat extraordinar și un portar extraordinar, dar suntem acoperiți și nu face subiectul unui transfer la Rapid din punctul meu de vedere. Domnule Șumudică, nu știu dacă știți următoarea statistică. Din primăvară, de când ați devenit liber de contract, Rapid am câștigat un singur meci, cel cu FCSB, pe care o bat de fiecare dată, deci l-aș exclude. Credeți că acum, din momentul în care a semnat un nou contract, veți rupe acest blestem? N-am venit și nici nu o să vin vreodată să vă... Eu am spus ceea ce îmi doresc să fac la Iași. Adică nu o să vin să spun vom câștiga la Iași 100% sau ceva de genul ăsta. Sau... E clar că îmi doresc victoria cât mai repede și trebuie să înțeleagă nu numai eu. Trebuie să înțeleagă jucătorii în primul rând că nu sunt la capacitatea la care trebuie să fie momentul de față și ei încă n-au dat ceea ce trebuie să ofere acestui club. Asta este principalul lucru. Eu o să am o discuție cu ei, să știți că voi marja foarte mult pe lucrurile astea. La mine nu există derapaje de genul care au fost în trecut sau ceva de genul ăsta. În momentul în care ai greșit, a doua greșeală nu mai există. Deci nu mai există, trebuie să existe disciplină și cu... Disciplina este ca în momentul în care plantezi un arbore și îi pui apă dimineața de dimineață și se dezvoltă, crește, ok. Asta înseamnă disciplină în fotbal. În momentul în care ești disciplinat în toate domenii, în toate segmentele în care activezi, și aici mă refer la jucător, antrenor, mai departe fiecare să-și facă treaba, cu siguranță rezultatele n-au cum să nu apară la condițiile care sunt aici. Nu au cum. Și atunci cineva va trebui să răspundă și este vinovat. Cu siguranță va veni și prima victorie. Ăsta e răspunsul meu. În acest moment, pe ce loc aș pune lotul Rapidului ca valoare? Păi lasă-mă să fac și un antrenament, lasă-mă să fac și un antrenament, să mă uit. Adică din punct de vedere al lotului, să știi că eu așa nu există să n-ai lot de play-off în momentul de față. Nu există. Deci nu. Din punctul meu de vedere, Rapidul este clar o echipă care trebuie să termine sus. Nici nu o să vă spun că trebuie să luăm campionatul, dar nici nu pot să vă spun că vom termina pe locul 6. Nu. Este o echipă de play-off. Mai departe vom vedea ce se va întâmpla. Dar este o echipă ok, cu jucători care cred că doar le lipsește încrederea. Încrederea în forțele proprii și în ceea ce pot da pe teren. Domnule Șumudică, regretați acum acea declarație, rapidistul Șumudică a murit? Nu pot. În momentul de față spun că am înviat. Uite, sunt aici. Sunt alături. Ți-am spus? Ai pus încă o întrebare, am spus colegului tău că nu vreau să mai intru în astfel de polemici, în astfel de... Nu mai are nicio legătură și nu... Am spus, a fost scoasă din context în condițiile în care eu dădusem o declarație și nu mai facem. Hai să vorbim despre fotbal și despre ce este mai important. Domnule
Mie? Păi mi s-a blocat telefonul, ți-am zis. Mi s-a blocat telefonul, citeam, încercam să citesc, citeam, ce să spun, cea mai mare, cel mai, care l-am primit de la părinții mei, care au o vârstă și care își doreau foarte mult să fiu aproape de ei. Și mi-a zis, în sfârșit, tată, ești lângă noi și ești acasă. Și, practic, eu sunt un tip mai sentimental așa și îmi dau lacrimile că am avut niște probleme familiare, ceea ce m-a făcut să renunț la contractul de la Gaziantep și să vin aproape de ei. Sper ca Dumnezeu să-i țină în viață și să se bucure alături de mine, fiindcă educația care mi-au dat-o a fost una aparte și nu mi-a lipsit nimic în limitele posibilităților pe care familia mea le avea la momentul respectiv.